Un echipaj al poliției de frontieră a oprit în trafic pentru control în Ferești un autoturism înmatriculat în Franța, condus de un maramureșan de 31 de ani. În urma controlului efectuat asupra mașinii au fost descoperite 10 colete cu 5.000 de pachete cu țigări în valoare de 58.500 de lei. La rândul lor, polițiștii de frontieră din Sighet au observat mai mulți bărbați care încărcau într-o autoutilitară colete voluminoase. Au acționat pentru reținerea celor în cauză, însă aceștia au abandonat coletele și au fugit pe teritoriul Ucrainei, așa că polițiștii au rămas doar cu captura 15.000 de pachete cu țigări ucrainene în valoare de 175.700 de lei. În ceea ce îi privește, lucrătorii din cadrul sectorului PF Halmeu, județul Satu Mare, au observat în apropierea frontierei o persoană care nu își justifica prezența în zonă. În imediată apropiere a fost observat și un aparat de zbor de mici dimensiuni, o dronă, care a lăsat un pachet. La fața locului s-a deplasat o echipă de intervenție care a procedat la cercetarea zonei, fiind descoperite două colete care conțineau țigări de contrabandă, 1.000 de pachete. Țigările au rămas, contrabandistul s-a evaporat.